Un proprietar de casă din Atlanta a fost arestat de poliție după ce a descoperit că mai mulți invadatori care l-au amenințat cu arma în propria casă, bărbatul ce a făcut este anchetat că a încălcat legea proprietății private, deși el deține casa, iar la 6 luni de când a ajuns la proces, cazul nu a fost încă rezolvat. Este o problemă socială, spune poliția, care se supune legii din America, în care proprietarii de casă nu au voie să-i dea afară pe invadatori decât cu ordin judecătoresc și contra unei sume de bani. Evacuarea independentă forțată este pedepsită cu amenzi usturătoare și chiar cu ani de închisoare. Bărbatul nu este primul păgubit într-un astfel de incident. Tot în Atlanta, un ofițer de armată s-a întors acasă și a găsit un bărbat condamnat pentru trafic de droguri, furt și posesie de armă, care stătea bine mersi în casă acolo. Casa nu costase decât vreo 500 de mii de dolari. Poliția nu a ajutat-o pe femeie, că despre o femeie ofițer e vorba, ba chiar i-a oferit același răspuns ca și în cazul proprietarului care a ajuns la tribunal. Este o chestiune civilă. Și în Spania, e un fenomen, spaniolii s-au plâns chiar de românii care le-au ocupat casele. Clanul Marcel din Cadiz, în sudul Spaniei, a primit bani ca să plece din 20 de apartamente ocupate ilegal, 5.000 de euro de familie. În total, spaniolii au dat 100.000 de euro ca să scape de români. Clădirea era folosită pentru trafic de droguri, prostituție și comerț cu fier vechi, lucruri care i-au adus la disperare pe vecini. Subiectul din februarie 2022 a ajuns și în presa din Spania. Aquí una pesadilla. Y en los últimos meses un clan rumano es el que controla toda la ocupación. No son personas o familias que lo necesitan. No solo viven allí, sino que realquilan las viviendas. Piden entre 300 y 500 euros a las familias por entrar. Una auténtica mafia de la ocupación. Aquí no va a tener miedo, una cosa así, ¿no? Vamos. Pero este negocio estaría a punto de llegar a su fin. Parece que por fin los vecinos podrán vivir tranquilos en la zona. Ai menționat mai devreme Spania despre acel clan, dar eu îți spun mai mult de atât. În Spania există acești imigranți ilegali, ocupas se numesc, și îți pot intra în case și tu să nu poți să-i dai afară nici cu legea, pentru că legea nu e de partea ta, e de partea lor. Cum pot ajunge acești ocupați să-ți intre în casă? Dacă ești proprietar de mai mult de de o locuință, de mai mult de un apartament și evident că nu locuiești în el, ci l-ai undeva în Spania, în alt oraș sau în orașul în care stai, iar acești ocupați reușesc să ajungă în casa ta și să stea mai mult de 3 zile în casă, cum fac asta? Schimbă iala, intră în casă, schimbă iala. În aceste 3 zile ei își comandă că e Bolt, că e Glovo, că e orice și au factură, că ei au facturat pe adresa aia. Nu mai poți să-i scoți afară din casă. Deci cumva și ei fentează legea. Fentează legea, bineînțeles. Și cât de greu îi dai afară din casă? Cu legea, cu bătaie mare, un an de zile ai da un cuplu afară din casă. Însă, într-un an de zile, însă, dacă acești ocupați sunt mai mulți la număr și au ori o femeie invalidă, ori o doamnă în vârstă, ori un domn în vârstă, ori și copii. Și bănesc că se găsesc. Sunt foarte mulți, evident că de asta ei nu au, și practic ei demonstrează că nu au unde să stea, tu nu poți să-i scoți acolo cu ani, 4-5 ani stau în casa ta. Ce înseamnă să stea în casa ta? Înseamnă că tu le plătești toate cheltuielile. Că este electricitate, că este apă caldă, că e rece, toate cheltuielile tu le plătești ca proprietar și culmea, legea este de partea lor. Adică tu ca proprietar care ai adunat bani să-ți cumperi casele, bun, tu nu ai atât de mare putere pentru că trebuie să le dai și lor că sunt săraci, vai de ei și nu au unde să stea. Trebuie să lupți foarte mult să-i scoți afară din casă. Știu un caz în care, într-adevăr, i-au pândit pe acești ocupați, au intrat în casa lor, au schimbat iala, au stat o noapte acolo până când au plecat cei care stăteau chiriașii și au reușit să-și recupereze casa. Sunt bănci care, din cauza faptului că proprietarii nu și-au plătit creditele, le-au luat banca casa, da? Și zidesc, pun gard, pun ușă, de fapt, din garduri, din fulanțuri cu lacăte și scrie pe ușa respectivă făcută din gard nou ocupați. Să nu intre, pentru că sunt foarte periculoși. Este foarte periculoasă această migrație de oameni care
vin în casa ta, efectiv, pur și simplu și... Acum, știi cum, dacă asta e legea, te lupți și te lupți, o schimbi, că altă variantă nu ai. Nu poți să devii tu un infractor. Nu poți să faci nimic. Da, nu poți să devii tu un infractor oricât de tate ai avea. Nici nu poți tu ca stat să-ți bagi joc de mine. Păi nu poți să-ți bagi joc de mine. Uite, spre exemplu, încă o chestie. În Spania sau în Marea Britanie, tu dacă nu-ți plătești factura... Ție nu să-ți stai electricitatea, tot să ai curent în continuare. Doar că te bagă acolo ca dator, te dă în judecată, etc. La noi măcar vine, stai curentul și aia e. Dar în Spania și în Marea Britanie și cel mai probabil sunt și alte țări, tu acolo ai în continuare beneficiezi de apă caldă și de curent. Nu vrei să ne desplușească toată povestea asta un avocat? Îl avem pe Adrian Cucuris alături de noi. Sigur. Hai să vedem. Bună seara, Adrian. Bună seara. Nu te-am mai văzut de mult pe aici, pe la noi. Îmi spuneam că în România nu sunt astfel de cazuri. Dar sunt și în România astfel de cazuri? Legea cu cine ține? Stai să le iau așa pe rând. Deci, pe de o parte, bună seara, mulțumesc, mă bucur să vă revăd și cine știe, este un nou început. Haideți să o luăm așa ușor-ușor, pentru că mi se pare subiectul vostru foarte interesant. Chiar dacă voi ați dat o știre care nu părea că e de pe la noi, de prin țară, nici nu prea are relevanță, pentru că lucrurile la noi în țară sunt identice. Legislația cunoaște, practic, două tipuri de persoane pe care le putem găsi la noi în casă și care să ocupe imobilul pe care îl avem în mod nelegal, este ocupantul, deci ocupantul e persoana care nu are niciun titlu, și este locatarul, adică cel care locuiește acolo și care la un moment dat a avut un titlu și nu-l mai are. Ei bine, trebuie să facem distinția foarte clară. Mulți își închipuie că vin așa cu un ciobag în mână, intră în casa respectivă care, într-adevăr, din punct de vedere legal, este a lor, adică nimic de contestat, și îl scot așa de o mână pe locatarul sau ocupantul respectiv. Dați-mi voie să vă spun că vă treziți cu o frumoasă plângere penală pentru violare de domiciliu. Noi nu avem voie să ne reposedăm proprietățile, indiferent de ceea ce se întâmplă acolo. Că vă auzeam că spuneați voi mai devreme despre niște bande sau, mă rog, persoane care la un moment dat ar face lucrul acesta și ar folosi imobilele acelor persoane pentru a săvârși tot felul de activități infracționale. Același lucru se întâmplă și la noi, doar că noi nu putem să mergem să ne facem dreptate singuri. Și atunci eu aș vrea să vă spun că procedura asta este obligatoriu de urmat, indiferent că vorbim despre o persoană care pur și simplu nu are ce căuta acolo, dar ocupă imobilul nostru și pretinde că ar avea vreun drept. Trebuie să-l notificăm și bineînțeles că notificarea respectivă este diferită în funcție de calitatea pe care o ai. Ești ocupant, ok, atunci 30 de zile îți dă dreptul legislația după ce proprietarul te notifică, iar 5 zile dacă ești un simplu ocupant. De ce spun treaba asta și tot fac distinția? Pentru că, spre exemplu, dacă am avut la un moment dat un chiriaș și contractul lui de închiriere a expirat, atunci el o să aibă în continuare calitatea aceasta de locatar. Deci nu putem să-l catalogăm chiar dacă expirat contractul ca fiind ocupant. Și trebuie să-l notificăm prin executor, cu conținut declarat, bineînțeles, 30 de zile ulterior mergem și facem acțiunea în instanță. Tot așa se întâmplă și în cazul ocupantului, îl notificăm tot în executor, 5 zile are la dispoziție să părăsească, dacă nu mergem din nou în instanță. Știu că pare cumva absurd că ne trezim cu cineva la noi în casă și ulterior nu putem să-l dăm afară, dar așa arată legislația. Și vreau să vă mai spun ceva. Culmea este că nu-i suficient să-l notifici, ci va trebui să mergi în instanța de judecată. La judecătorie este competentă judecătoria să soluționeze un asemenea litigiu și să dispună instanța de judecată evacuarea, și atenție, are dreptul să facă și apel, deci nu o oprim aici. Iar după ce ai trecut prin procedura asta 30 de zile, te mai ține și instanța de judecată probabil vreo 2 luni de zile, urmează, bineînțeles, și etapa de punere în executare. Să nu și închipuie cineva că te duci tu așa cu hotărârea de la instanță, o pui într-un băț și o fluturi pe acolo și intri în casă peste 8. Nu, nu. Te duci la un executor judecătoresc care și el la rândul lui se duce la instanța de judecată, își ia în cuvințarea executării silite și, bineînțeles, că toată procedura respectivă la rândul ei poate să fie contestată. V-am făcut toată expunerea asta ca să înțelegeți și voi, și mai ales că noi facem emisiunile astea pentru cei de acasă, în principal, să-i lămurim cu privire la niște lucruri. Procedura de evacuare, și acolo îți mai dă 7 zile la evacuare, deci nu te scoate imediat afară, dar vă spun ceva care o să vă placă și mai tare. Și procedura de contestație și de evacuare poate fi contestată printr-o contestație la executare. Noi avem pe cineva
care a rămas în imobil, fusese deposedat de către bancă, în fine, pierduse imobilul și a rămas în casă 6 ani de zile, nu au reușit să-l dea afară de acolo. Adică acum depinde și cât de sârguincios ești, depinde și cât de mult îți aperi anumite drepturi, pentru că, hai să ne uităm puțin, în trecut au fost și foarte multe abuzuri pe zona aceea bancară. Dar pe partea asta pe care voi o expuneți, sigur că chiar și câteva luni de zile pare absurd că omul ăla pur și simplu îți folosește apa, îți folosește curentul, practic îți distruge casa și tu te uiți din exteriorul lui și că nu e așa, e posibil să îți facă cineva o plângere. Eu nu vreau să spun mai multe, pentru că sunt și situații în care oamenii, bineînțeles, și-au făcut dreptate și cu mâna lor, dar eu nu-i sfătuiesc să facă treaba asta, eu am obligația să îi sfătuiesc ce este legal și ce este legal, tocmai v-am spus, putem să stăm și câteva luni de zile, fie că suntem proprietari în acel imobil. Am citit puțin în legea din Spania și spunea că în primul rând ar trebui să vorbești, să găsești o cale amiabilă cu cel care stă în casa ta. Mie asta mi se pare extraordinar. Practic să-l convingi pe cel care a venit prin infracție în casa ta, stă pe banii tăi, pe patul tău și pe muzica ta, da? Să iasă afară din casă. Păi cine îl protejează pe proprietar? Că aici mi se pare că protejăm infractorii. Constituția vorbește sigur despre faptul că proprietatea este inviolabilă, mă rog, amuzant în contextul dat, dar teoretic și noi am avea bazele acestei bune credințe în negociere, adică dacă totul derivă, aici nu vorbesc despre cei care ocupă abuziv imobile, mă refer la cei care au avut o locațiune la un moment dat, și din vari motive, nu știu, s-au nemulțumit cu privirea la faptul că îi s-a spart o țeavă mare în casă și proprietarul n-a făcut nimic, a trebuit să curpească el acolo sau nu a avut concursul proprietarului, spre exemplu, să schimbe un geam că îi bătea vântul în casă și de acolo se nasc tot felul de litigii. Pe zona asta extremă pe care am discutat noi în seara asta, sigur că n-ai ce să negociezi, chiar ar putea să discutăm și de o plângere penală pe la mijloc, dar într-o altă ipoteză, chiar și atunci când lucrurile pot fi abuzive pentru proprietar, adică să fie obligat cumva să lase imobilul în posesia acelui fost chiriaș până când se soluționează lucrurile în instanță, legea te obligă să găsești și chiar judecătorul este obligat în toate cauzele, spune, vă înțelegeți cumva, uite, vă pot da chiar și un termen, medierea nu s-a desființat, din contră, ea începe să prindă ușor-ușor aripi aici la noi în România și se mai miște câte ceva. Deci nu suntem departe de legislația spaniolă, chiar din contră, tot ce ați vorbit până acum și dați-mi voie să recunosc că eu nu știam cum arată legislația spaniolă, nici nu trebuie să știu, dar este, așa cum ați expus-o voi, exact ca legislația noastră. Buna credință există, negocierea există, imposibilitatea de evacuare există, cele două noțiuni de ocupant și de chiria, sau mă rog, fost chiria și apropo de treaba asta, că uitasem să vă spun mai devreme, odată cu evacuarea, dacă am avut un chiriaș, putem să-l obligăm practic și la plata contravalorii acelor contracte pe care le-a semnat cu noi și nu le-a onorat. Adică dacă nu ți-ai plătit chiria, să nu-și închipuie cineva că poți să pleci de acolo după ce ai abuzat și de imobil o perioadă de timp fără să plătești chiria. Ești obligat prin hotărârea instanței, dar atenție, trebuie să ceri lucrul ăsta tu ca petiționar, ca reclamant și sigur că ulterior se mai pune și problema dacă vei reuși să-i recuperezi. Vreau să mai fac o paranteză foarte scurtă. La un moment dat m-am întâlnit cu același personaj care era evacuat din mai multe imobile, sau mă rog, din imobile diferite. Acum, mă rog, proximertați, era o doamnă. Doamna asta dădea anunțuri la mica publicitate și spunea, închiriez apartament, nu știu ce. Se ducea, stătea o lună acolo până când primea ordinul de evacuare, după care între timp își găsea în altă parte și în altă parte. Deci mi s-a părut extrem de amuzant că totuși lumea asta, să mă rog, Bucureștiul cel puțin, e chiar foarte, foarte mic. Sunt niște milioane de oameni pe aici. Dumnezeu, trei dintre cazurile respective aveau același ocupant ilegal, respectiv acea persoană care mai fusese și în alte acțiuni identice. Deci e posibil să asistăm, dacă vreți, chiar și la o, ar trebui să îi punem în nomenclatură acolo, să găsim un nume pentru activitatea asta, că e o ocupație până la urmă. Dai anunțul la mica publicitate, găsești casa, faci contracte. E un pic de știință.
Absolut, aici voiam să ajung. Tu obții hotărârea asta până la urmă, dacă femeia, mă rog, bărbatul sau indiferent, nu are niciuna de un leu pe numele lui, nu are nimic pentru că el este mai degrabă un profitor de anumite situații, ce să execuți? Mergând pe același raționament, sigur că doamnei respective i s-a întocmit și un dosar penal pentru înșelăciune și probabil că dacă se mai întâmplă o dată treaba asta o să ajungă în spatele grațelor. Deci, eu cred că acolo de fapt voia să ajungă, dacă tot n-avea unde cazare, să stea, tot încerca, odată, de două, de trei. Eu vă spun că sunt foarte mulți cei care părăsesc pe intenționarele și de data asta, din nefericire, nu e o glumă, care mi-au mărturisit și mie și sunt sigur că sunt foarte mulți care pot da această mărturie, că e mai bine să se întoarcă, pentru că ei oricum nu sunt adaptați pentru exterior. După 15 ani de închisoare, nu vor să mai rămână afară, vor să se întoarcă și atunci fac găinării de genul mici tâlhării neduse la capăt sau furturi sau și atunci se întorc înapoi în penitenciar. Your Honor, no further questions. Mulțumim mult, Adrian Cuculisa. Și mergem un pic la Doru, așa, pentru o discuție mai degrabă anecdotică. Spune, fără să facem reclamă, bineînțeles, locurilor pe unde ai fost, care a fost cea mai neplăcută primire în calitate de oaspete și cea mai plăcută? Cea mai mare, cea mai frumoasă surpriză de calitate de oaspete? Cred că nu-mi revin, parcă trebuie într-o distopie acum, deci ce povesteați acum, mă gândeam... Că aș putea să fac și eu clanul omului la lună, să mergem prin Spania în vacanță și stăm câte 5 zile, să nu pățim nimic. Adică, practic, te duci și te cazezi și îți petreci vacanța oriunde vrei, fără să plătești. Eu știam treaba asta că în America era dreptul la proprietate pe care poți să ți-l protejezi cu arma, din câte știau. Era în Constituție să-l împuși pe ăla care intră la tine în casă. Aveți că mai, în momentul în care te muți în casa aia, ai proprietatea ta, ți-ai schimbat iala, ai cheile, tu nu le mai are proprietarul. Nu, mă gândesc acum să mai punem niște iale. Sau toată lumea care se uită la această emisiune să plece în București sau pe unde sunt și să caute locuri libere. Am spus. Neocupate, să fii ocupați. Nu poți să intri peste acești ocupați în casă, tu trebuie să-i aștepți casă dacă vrei să te rezolvi tu singur. Pentru că nu ai voie, legea nu-ți permite să dai buzna peste oameni în casă. Astfel că trebuie să-i pândești și tu pe cei care ți-au ocupat casa, să iasă toți afară din casă. De obicei nu ies toți, fac cu rândul ca să nu rămână casa goală. Ocupați, uite asta pare piesă mai degrabă, nu pentru omul la lume, pentru Manu Ceau, știi că e când e clandestino. Nu știu ce din asta. Deci apare o glumă așa, mă gândesc că poate... Dar nu e. Nu? Nu e glumă? Nu. Nu, trebuie să vă încuiați bine, practic, să vă încuiați bine casele, că nu se știe niciodată cine o să ocupați în ele. Dar să răspund la întrebarea lui Nemo, că era interesantă, cea mai frumoasă și cea mai urâtă primire? Da. Măi, nu prea am avut parte de primiri urâte. Cred că am fost norocos. Sau, mă rog, cea mai nefericită, cea mai neplăcută surpriză, să zic. Când asta se întâmpla pe vremuri, când aveam, poate prin liceu sau prin facultate, când nu aveam foarte mulți bani și luam gazde din gară care arătau cheia și mergeam acolo și veneau și stăteau și se uitau și... Dacă veneai cu o fată, voi dormiți acolo amândoi, sigur, nu vreți separat sau să stai cu proprietarul în casă. Asta cu cheia, astea sunt niște experiențe mai puțin plăcute. Când stai cu proprietarul în casă și tot timpul stă cu ochii pe tine să ceva sau să nu ceva. Oh, ne procurăm. Mulțumim, Doru!